Până în această dată au fost stinse 17 focare. Rămâne confirmat focarul de peste porcină africană din Negreștoași. Au fost luate toate măsurile pentru a împiedica răspândirea virusului și în alte localități. În urma examenelor specifice de laborator, din cei 259 de mistreți găsiți morți, în 25 de fonduri de vânătoare, 201 de mistreți au fost pozitivi și 58 negativi, iar din cei 2914 mistreți împușcați, în 49 de fonduri de vânătoare, 170 de mistreți au fost pozitivi, iar 2744 de mistreți negativi, în urma examenelor specifice de laborator. În anul 2021, din cei 2 mistreți găsiți morți în 25 de fonduri de vânătoare, ambii au fost confirmați negativi, iar din cei 201, 196 anterior, mistreți împușcați, în 49 de fonduri de vânătoare, 25 au fost pozitivi, iar 171 anterior, mistreți negativ, în urma examenelor specifice de laborator. Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare au realizat 94 acțiuni de control. Verificările au vizat unități de abatorizare, unități de procesare carne și lapte, unități catering, depozite alimentare, supermarketuri, piețe agroalimentare, centre de colectare a laptelui materie primă, unități alimentație publică, terase, baruri, brutării, laboratoare de cofetărie, magazine alimentare și de legume fructe. În urma controalelor efectuate au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 11.200 de lei, din care o amendă în valoare de 10.000 de lei pentru un fast food din Satu Mare, pentru comercializarea produselor alimentare în spații necorespunzătoare și neaprobate sanitar-veterinar, iar alta în cuantum de 1.200 de lei unui magazin alimentar din localitatea Cuța, pentru nerespectarea condițiilor de igienă în spațiile de depozitare și comercializare a produselor alimentare.